Bună seara, doamne. Salut pe invitația dumneavoastră. O să vă rog să stați într-o zonă în care să, practic, vă și auzim, adică vă auzim foarte rău, nu știu, probabil că semnalul este foarte prost. Mă auziți acum? Vorbiți puțin mai tare, domnule prim-ministru, ca și cum ați strigat la Chioveși. Și vreau să spun un lucru după care vă răspund la toate întrebările. Vă rog. Și anume, nu am făcut niciun denunț, nici vreun autodenunț, cum am auzit că zicea domnul Savu, nici în acest dosar, nici contra lui Dragnea, nici contra al cuiva. Luni dosarul va veni la Parlament, că se vor uita tot, mă rog, cei din Comisia Juridică, și în momentul în care vor constata că nu există niciun denunț al meu sau autodenunț sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, aștept și de la domnul Dragnea și de la domnul Savu și de la alții scuze, domnule, te-am bănit pe degeaba, n-ai făcut niciun denunț. Am fost citat legal ca martor cu ora de ziua de la camera de, într-un dosar, am auzit întrebarea domnului Constantin din 2014 este dosarul, ca martor, deoarece sunt premierul care a semnat cele două hotărâri de guvern. Și timp de 3 ore, 4 ore am explicat care este circuitul hotărârilor de guvern. Acum sper că lucrurile sunt foarte clare. Nici denunțător, nici autodenunțător, nici nimic altceva, nici contra lui Dragnea, nici contra altcuiva, de altfel văd că Dragnea n-are nicio calitate în acest dosar. Și în calitate de prim-ministru care a semnat cele două hotărâri de guvern, am fost citat ca martor și am dat explicații despre cum s-au adoptat hotărârile de guvern din ceea ce știu eu ca prim-ministru, pentru că eu nu mă ocup de circuitul documentelor, ci doar de partea finală de adoptat. Da, aveți o explicație pentru ce dumneavoastră nu sunteți, domnule Victor Ponta, urmărit penal în dosarul ăsta, fiind primul ministru care a semnat hotărârea respectivă? E aceeași explicație pentru care nici Cazanciuc nu este urmărit, sau nu știu, Chitoiu, care e de la finanțe, și anume... Păi Cazanciuc tocmai a spus că nu este în regulă să o semnați, că este ilegală. Ascultați-mă un pic și vorbim de cum se procedează și s-a procedat totdeauna. Într-un guvern se procedează și azi. La primul ministru vine la final de tot pentru semna hotărârea de guvern, după ce a fost contrasemnată de către toți ministrii. În cazul de față, a fost contrasemnată de domnul Dragnea sau de cine am puternicit domnul Dragnea să semneze, cu siguranță ministrul Justiției și ministrul de Finanțe. În final, când sunt toate aceste semnături pe acea pagină, semnează și primul ministru ca să se poată publica în monitor oficial. Există semnătura lui Dragnea pe această hotărâre? Ori a ministrului dezvoltării care era atunci domnul Dragnea, ori a cuiva împuternicit de domnul Dragnea și nu putea fi vorba decât că nu poate împuternici pe oricine, ci doar unul din secretarii Sevil Shaidec, de stat, da? Sevil Shaidec semna pentru Dragnea. De obicei, da. De obicei, deci da. Semnătura lui Dragnea, o secundă, semnătura lui Dragnea nu există pe acest document, dar a noastră există. Păi repet, eu semnez, știu ce primul spuneți. Ministru semnează, după ce semnează toți ministrii care au legătură cu un act normativ. Păi și dacă... Bun, dar în felul acesta, domnule prim-ministru, înseamnă că un prim-ministru al oricărui guvern poate fi exonerat de orice hotărâre care iese din guvernul respectiv. Încă o dată, eu nu vă trimit pe dumneavoastră să vă dați legat celor de la DNA, că ar fi aberant, dar încerc să înțeleg de ce dumneavoastră fluturați, adică sunteți un fluture vesel, și oamenii ăștia sunt toți urmăriți penal. Asta vreau să înțeleg. Doamna Grecu, să vă explic apropo și de alte prostii pe care le aud destul de des. Sunt așa un fluture vesel încât odată la două săptămâni merg la înalta curte în calitate de inculpat. Asta după ce toată familia mea a fost la DNA. Deci asta cu fluturele lăsați eu pentru cei care comentează în studiouri, dar nu merg nici la DNA, nici la înalta curte. Repet, primul ministru nu are în atribuții să întocmească hotărâri de guvern sau note de fundamentare. Și în ședința de guvern, unde vin toți ministrii cu documentele, întreabă, și am întrebat pe stenogramă, nu în acest caz, în toate cazurile, mai sunt obiecțiuni, nu mai sunt. Atunci s-a aprobat, s-au semnat de către toți, eu nu semnez niciodată, primul, sau nu eu, Tudose cum este astăzi, sau oricine altcineva. În ce final, ultim, am înțeles, semnătura lui Cazanciuc exista pe documentul ăsta? Nu se putea publica în monitor oficial. Fără semnătura ministrului Justiției. Fără semnătura ministrului Justiției. Dar recomandarea a fost să nu semnați. Și secretarul general. Și dar de ce v-a spus Cazanciuc că este ilegală, domnule Ponta, și n-a ținut cont de recomandarea ministrului Justiției? Nu știu, pentru că nu mi-a spus mie Cazanciuc. Cazanciuc nu spune primului ministru, adică ministrul Justiției. Ministrul Justiției se exprimă pe avize față de inițiatori.
Păi și înseamnă că Sevil Shaidec și Rovana Plumb v-au dezinformat? Adică dumneavoastră când pune semnătura nu-i întrebați? Măi, oameni buni, ce spune justiția? Păi domnul prim-ministru ne-a spus că nu, dar noi mergem mai departe. Și atunci există situații în care, situații în modest, în care între ministere este o corespondență de, legată de avize. Nu ajunge la primul ministru, l-a semnat decât după ce s-au înțeles și au semnat. Dar domnule prim-ministru, eu știu așa că în perioada respectivă era DNA... Nu, stați o secundă, stați că... V-ați lămurit că n-am depus niciun denunț contra nimănui? Și că nu, m-am lămurit că oficial, în documentul oficial al procuraturii, nu există menționat numele dumneavoastră printre denunțători. Asta vreau să știu. Asta vreau să înțeleg. Sunt eu Victor Ponta. Vă mai spun o dată. Da. Nu am depus niciun denunț, niciun autodenunț. Am înțeles ce spuneți. Nimic, am fost citat ca martor. Știți... Asta s-a înțeles. Și mai spun ceva. Dacă îmi dați voie. Totarul la Camera Deputaților, aștept nu de la domnul Dragnea, nu mai aștept că aștept degeaba. Bine, lăsați asta cu scuzele, domnul Ponta. Că, domnule, am greșit, domnul Ponta, te-am acuzat degeaba. Domnul Ponta, vă rog, vreau să spun acum, domnule Ponta, noi am făcut aici o discuție despre faptul că ați fi putut fi denunțător. Și eu am zis, domnule, dacă este și... Nu știu, am înțeles, dar dacă sunteți... Ideea era că dacă ați semnat ca premier, domnule, nu puteți fi denunțător, puteți fi autodenunță. Asta a fost prezumția de logică. Nu, nici dar, așa, corect, bun, deci eu asta a fost prezumția de logică. Ce vreau să vă întreb un lucru? Un lucru, domnule Victor Ponta, că am fost în echipa dumneavoastră atâția ani și încă mă simt, cum să spun, legat de vremurile alea. Și cum puteți gândi că am denunțat? Nu, păi nu, am spus doar ca logică. Eu vă întreb, aveți o explicație dumneavoastră care a fost o țintă în anii 2013 și 2014. Deci a fost o țintă pentru DNA, cea mai importantă țintă din țară. Nu era Liviu Dragnea pe vremea, era dumneavoastră ținta. Dacă se știa de dosarul ăsta în 2013-2014 și ar fi putut să vă lege cu ceva de acest dosar, o făceau de atunci, că era necesar. Înseamnă că dosarul nu e făcut pe bază de denunțuri, ci este o autosesizare DNA-ului. De ce l-au redeschis acum? De ce l-au ținut la sertar 4 ani? Asta este întrebarea. Dacă aș ști să vă răspund la această întrebare, aș ști să vă răspund și de ce eu în 2015 vă răspunde Diana Tache, domnule prim-ministru, pentru ceva din 2007. Deci sunt... Exact, ați trecut până astea. 10 ani, nu 3. Deci domnule prim-ministru, așa, nu știu. Domnule prim-ministru, am găsit, Diana Tache sunt, am găsit... Da, pe... am auzit că nu n-a avut nimic DNA-ul cu mine. Doamne, mama mea a fost la DNA și nu v-aș dori ca mama dumneavoastră să meargă la DNA să fie percheziționată de Negulescu. Domnul Victor Ponta, și mama mea a fost la DNA pe vremea când dumneavoastră îmi spuneați mie că îmi promitați dreptate până la capăt. Dar nu asta este discuția. Nu repet, am găsit. Ascultați-mă o secundă. Am găsit pe internet, pe Sfântul Google, cum îi spunea Vanghelie, un articol publicat de Gândul în anul 2013, care se numește așa, guvernul a aprobat discret insula lui Dragnea, unde se va face turism fără frunză. Primar, plaja există, dar nu sunt căsuțe să vină omul cu soția. O insulă și un braț au trecut miercuri prin semnătura premierului Victor Ponta de la guvern și este toată povestea de astăzi, care, într-adevăr, poate susține faptul că dumneavoastră nu ați denunțat, n-ați făcut denunță, autodenunță și așa mai departe, dar întrebarea rămâne, de ce acum? Pentru că se știa, iată, public. Nu știu! Repet, dacă nu știu la mine de ce m-au luat în 2015 pentru 2007, nu știu de ce le-au poiau pe Sevil Shaidec pentru 2014. Deși, poate, repet, credeți că eu am mai vorbit cu Chiove și din 2014 sau... Domnule prim-ministru, nu știu de ce. Dar hotărârea... Nu când un om ca domnul Savu, care a lucrat cu mine ani de zile, să se ia după asemenea prostii, mai clar decât v-am spus că n-am depus contra nimănui vreun denunț. Noi dezbatem, domnule Victor Ponta, noi dezbatem aici. Nu, n-am confirmat, nici n-am infirmat, ca să mă exprim cu regula d'aur a domnului Coldea. Da, da, spuneți-mi, vă rog frumos, domnule Victor Ponta, că am înțeles că doamna Căveși n-ați mai vorbit din 2014, probabil că e dor de dumneavoastră de vă cheamă martor în dosarele astea în care nu vă agață, dar vă agață. Nu, m-a chemat, m-a inculpat în dosare. Să nu uitați că am plecat. Nu, în asta sunteți martor, sunteți doar martor. Inculpat. Am înțeles ce spune. Mă rog. Aveți și dosare în care sunteți inculpat și întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră mai aveți multe astfel de hotărâri în care vă plângeți că vă bagă ăștia la apă, că v-au băgat la apă? Am înțeles că totuși a spus primul ministru al României spune așa, domne, eu n-am știut că Dragnea a dat-o la tel drum. Adică
una peste alta, doamna oamenii ăia de la DNA an, nu spun că au dat-o, deci nu asta este esența, că au dat insula la câteva zile firmei Teldrum, au închiriat-o. Ei spun că hotărârea este ilegală. Întrebare pentru prim-ministru Victor Ponta. Hotărârea asta, în baza căreia sunt acuzați de abuz în serviciu doi miniștri ai cabinetului Tudose, pentru fapte din 2013-2014, este ilegală sau este legală? În fiecare an, ca prim-ministru, și eu și oricine este prim-ministru, am semnat cel puțin 1500 de hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență și proiecte de lege. Nu, dacă vă spune cineva că primul ministru, de asta există miniștri care fac toate documentele, de asta există secretar general. Dacă un prim-ministru citește el toate notele de avize la toate astea, e o glumă, cred că vă dați seama. Domnule prim-ministru, hotărârea asta este legală sau este ilegală? Nu știu. Nu, nici măcar nu mi-am amintit de această hotărâre decât atunci când a apărut în presă acea anchetă, din care rezulta că un lucru care, din punctul meu de vedere, e normal, s-a întâmplat în multe cazuri, și anume să treci de la autoritate, de la administrarea unei instituții centrale la o instituție centrală. Da, mie, cu tot lucruri. Respectul, vă spun și încerc să vă înțeleg și cred că nu v-ați dus să ziceți la DNA, domne, vreau să-l dau un gât pe Dragnea, că știu niște lucruri din 2014 pe care toată lumea le știe. O secundă, domnule prim-ministru, că asta este o pistă falsă, că ați fi denunțător dumneavoastră. Nu m-am dus. Deci, încă o dată, asta este, vă aud și foarte rău, încerc să dibuiesc ce spuneți. Mai spun că am fost chemat, nu m-am fost dus chemat. Eu, am înțeles, fost chemat. Am înțeles, dar una peste alta, orice român când stă față în față cu un prim-ministru, care a pus semnătura lui pe o hotărâre de guvern, are pretenția la acel prim-ministru să spună, doamne, iartă-mă, cu subiect și predicat, este o hotărâre legală sau este o hotărâre ilegală? Am greșit sau am respectat legea? Nu, eu nu știu că am semnat nu știu cum. E legal sau e ilegal? Ascultați-mă, doamnă, poate, nu știu, nu vorbesc bine limba română, vă mai explic o dată. Nu, doamne, eu nu înțeleg. Nu contează. Eu am semnat și n-aș fi semnat niciun fel de hotărâre de guvern dacă nu avea înainte de semnătura mea semnăturile miniștrilor justiției, finanțe, dezvoltare regională. Am înțeles ce spuneți. Și încă alții. Am înțeles. Vă întreb încă o dată, această hotărâre de guvern dată și în baza căreia doi prim-miniștri sunt acuzați de abuz în serviciu, este legală acum că ați ieșit din guvern, că aveți timp să vă uitați, să faceți o părere de ansamblu, știți care este subiectul, știți care sunt legile invocate? Nu știu care sunt avizele și cum s-au dat. Nu cunosc acest lucru. Domnul nici Ponta, măcar nu... Domnul Ponta, în 2013, în 2014, toată lumea, înțelegeți, toată lumea a scris despre asta. Este un mega dosar, e dosarul Teldrum, cu Belina, că cred că și fiica mea de acasă, care are 10 ani, știe ce e Belina, înțelegeți? Nu se poate ca dumneavoastră fost prim-ministru să nu știți, totuși, dacă acum, la atâția ani după hotărâre, invocată și răstogolită în presă și încercată să-i se pună în cârcă lui Dragnea, context politic agitat, cu acuzații de abuz la DNA, nu se poate să nu ne dați un răspuns foarte clar. Doamne, a zis DNA-ul ceva de Dragnea? Iertați-mă, nu v-am auzit, domnule prim-ministru. Zic, a zis DNA ceva de Dragnea, că dumneavoastră ziceți de Dragnea. Păi nu, dar dumneavoastră a spus că Dragnea, dumneavoastră cu vocea dumneavoastră, cu cuvintele dumneavoastră, ați spus, m-am și supărat pe Dragnea că m-a băgat în povestea asta. Să vă explic. Eu am aprobat și am semnat și cred că am făcut bine. Nu vă aud foarte bine. Îi rog pe colegi să dea mai tare în platou. Mai spun o dată. Eu am semnat și am aprobat în ședința de guvern în 2013 o hotărâre, din punctul meu de vedere, absolut normală, cum au fost multe altele, prin care s-a trecut de la o instituție publică centrală la una locală. Dar despre asta nu puteți spune că este legală sau ilegală. Ferească-mă Dumnezeu. Ulterior, în 2017, dintr-o investigație de presă, am aflat că acea bază a trecut la o firmă privată. Ori eu știu sigur că niciodată n-am aprobat în guvern să treacă de la ceva de stat. Păi n-ați spus dumneavoastră că a venit Dragnea să-i dați insula Belina cu subiect și predicat? Pentru Consiliul Județean Telorman, nu pentru o firmă privată. Mie Dragnea nu mi-a zis de firme private. Bun. Ne puteți spune dacă afirmațiile astea, potrivit cărora dumneavoastră, cu domnul Maior și cu binomul, vreți să puneți mâna pe PSD? Da. Sunt sustenabile? Sunt atât de stâmpite încât fac de râs PSD-ul. Și vă explic imediat de ce.
Eu nu mai sunt membru PSD, ca și când aș vrea să fiu președintele Americii, dar n-am cetățenie. Domnul Maior, niciodată, n-am vorbit niciodată cu domnul Maior despre PSD, despre politică. Dar noi nu suntem membri, doamnă. Cum putem să luăm partidul dacă nu suntem membri? Nu vi se pare că e o idioțenie, adică e pentru proști chestia asta? Nu mi se pare asta o idioțenie, pentru că oamenii, în general, în politică lucrează cu paravane, în caz că dumneavoastră nu știți. Spre exemplu, meu din PSD, despre dumneavoastră, doamnă, se spune că ați fi fost și la rândul un paravan la un moment dat, după care ați devenit erou principal, că ați prins putere politică. Vă întreb, aveți intenția, nu știu, vreodată nu. Să vă întoarceți? Să... Mai clar decât atât, nu. Nu sunt membru PSD, nu pot să am nicio funcție. E unul de motivele pentru care am zis domnului Dragnea, domne, lasă-mă, dăm afară ca să scap de obsesia că vin să-ți iau PSD-ul. Nu mai sunt membru, nu pot să am nicio funcție în PSD. Aveți idee de ce acum? În spațiu public sunt astfel de conexiuni care se facă dumneavoastră și binomul care, nu știu, adică dumneavoastră, doamnă, eu știam că sunteți certa cu Chioveși după ce v-ați pupat cu ea. Adică v-ați pupat cu Chioveși? Dacă, nu, ați înjurat-o pe Chioveși, v-ați pupat cu Chioveși și apoi iar v-ați înjurat cu Chioveși. Acum în celălalt este cu Chioveși. Eu n-am pupat-o pe Chioveși, de pupat cu Chioveși se pupa Liviu Dragnea. Dar astea-s lucruri din trecut, să vă explic astăzi acest lucru. Eu cred că PSD, când care se pupa Dragnea partid, cu Chioveși? Când se pupau Dragnea și Chioveși, domnule Ponta? Când mă certați dumneavoastră pe mine la televizor. Dar, păi eu vă cer tot timpul la televizor. E, tot timpul. Atunci. Se pupă și acum? Că și acum vă nu cer. Nu știu, acum s-ar fi certat. Vreau să vă explic un lucru. PSD, dacă e și eu un partid, e cel mai mare partid și mai bun partid din România, poate să-și facă un alt gen de imagine decât cu un comunicat absolut idiot, care poate să păcălească pe nimeni, dat astăzi cu domnul au venit Maior și cu Ponta și cu Col de a tăia PSD-ul. Nu luăm niciun PSD, nu sunt membru PSD și problema PSD este să guverneze bine. Restul comunicate din alea părerea, eu vorbesc așa că a fost PSD-ul care mă doare sufletul pentru PSD, să scoți pe unul care să spună asemenea prostie rău pentru PSD. Dan Constantin, foarte scurt, o întrebare la cărui răspuns este foarte Constantin. Scurt. Domnule Ponta, este același procuror care a pornit dosarul în 2014? Foarte scurt, vă rog. Nu știu. Nu știu acest lucru. Nu știu cine l-a pornit. Eu știu doar cine m-a audiat pe mine săptămâna aceasta. Nimic altceva. Bun. Deci asta a fost singura dumneavoastră audiere. Singura. Da, a fost generat. Bun, ieșim acum. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuză. De acel interviu care l-ați dat. Dumneavoastră nu putea să fiți atras într-o abuscadă așa de ieftină de un ziarist și imediat după aia să declanșeze toată această nebunie, da, care a culminat cu Sevil Șaidec și cu Rovana Plumb.